bună. Bună seara, bună ziua. La microfon o să vă rugăm, la microfon, la microfon. Bună ziua, spectator, bună ziua, juriu, bine v-am găsit sănătoși. De bine unde veniți? Să ne ajute Dumnezeu. Cum vă numiți? Steofan Popov, din orașul Căușeni. Cu ce gânduri la Moldova are talent? Vreau să vă cânt o cântare care pot să spun că a fost dată uitării, așa să spunem, din folclorul moldovenesc. Haideți să vă auzim. Se numește Moș Vasile, să dai fata pe mine. Mare sus, deci știi deja această piesă. Nu mă vă rog liniște că eu nu prea aud bine. Moș Vasile, Moș Vasile, noaptea, noaptea. Moș Vasile, Moș Vasile, să dai fata după mine noaptea. Măi, băiete, eu mă tem noaptea, noaptea. Măi, băiete, eu mă tem când îi face fata gem noaptea. Când îi face fata gem. Moș Vasile, nu te temi noaptea, noaptea. Moș Vasile, nu te temi că eu dor fără de izmeni noaptea. Pune izmenile pe sobă noaptea, noaptea. Pune izmenile pe sobă și mai stau cu ea de vorbă noaptea. Mai pun mâna pe-un picior noaptea, noaptea. Păi mai pun mâna pe-un picior și văzui că-i binișor noaptea. Mai pun mâna pe amândouă noaptea, noaptea. Mai pun mâna pe amândouă și văzui cetatea nouă noaptea. Băi, pe cetate era scris noaptea, noaptea. Pe cetate era scris să trăiască și eu de-o împins noaptea. Să mă bată Dumnezeu noaptea, noaptea. Să mă bată Dumnezeu dacă n-am împins și eu noaptea. Iuhu! Nu se poate! Domnul Teofan, asta e tot sau mai aveți strofe? Asta e toată cântarea, dar dacă îmi permiteți, mai sunt în componența mea, mai sunt încă. Pot să mai cânt una. Cât ne-ți permite, una, două, anși pentru ruscă zi și naselienii. E suficient, e suficient, e bine așa? Maestre, haideți să votăm. E un cântec foarte haios și nu știu eu de ce a spus izmenile pe sobă, dar eu vă spun nu. Tania? Atât de natural ați cântat și ați cântat bine, eu vă spun da. Vă mulțumesc frumos! Vă mulțumesc frumos! Mie foarte mult mi-a plăcut ceea ce ați cântat. Eu sunt foarte încântat, dar nu o să puteți să mergeți mai departe și eu tot vă spun nu. Vă mulțumim! Pentru mine a fost principalul să iau parte aici.